Este dimineață în orașul Burlington din Valea Schegit. Iar în demisolul acestei clădiri vechi de 100 de ani se derulează proiectul Cafeaua Subterană. Acești bărbați vin dintr-un alt fel de subteran, găști, închisori, dependenți de droguri. Am fost dependent de heroină și preparam metamfetamina. Am fost dependent de amfetamină și cocaină. Consumam droguri zilnic, așa că timp de 17 ani am avut un fel de pact cu diavolul. Cafeaua subterană nu se rezumă doar la cafea măcinată. Există un mesaj profund pentru acești bărbați despre cum boabele de cafea ajung din această stare în aceasta. Aceste boabe reci, tari și urâte ajung în aparat. Căldura le transformă, le schimbă caracterul, înfățișarea, aroma și savoarea. Exact aceasta s-a întâmplat și cu Zach. În timp, focul Duhului Sfânt i-a crăpat cochilia și a transformat acest bărbat violent și mânios într-un slujitor smerit al lui Dumnezeu. Care este scopul tău în viață? Să transmit vestea bună oamenilor care suferă și să sufere împreună cu ceilalți, așa cum suferea și Isus împreună cu oamenii. Chiar dacă erau vinovați și plini de păcate, El nu a plecat de lângă ei. Acest proiect este inițiat de Tierra Nueva, o organizație dedicată oamenilor nebăgați în seamă. Totul a început cu boabele de cafea. Honduras, 1981. Cuplul proaspăt căsătorit Bob și Gracie Eggblood au fost profund mișcați de sărăcia de acolo. Mulți spuneau că sărăcia lor este rezultatul voii lui Dumnezeu. Când am început să învățăm să lucreze pământul și au început să aibă aceleași rezultate ca și noi, dintr-o dată Dumnezeu a scăpat de acuzații. Astfel ni s-a deschis o cale să vorbim despre Dumnezeu într-un mod diferit. Era evident că acești țărani nu voiau să li se predice. În spaniolă, cuvântul pentru predică e același cu mustrare. Majoritatea oamenilor cu care lucram presupuneau că biserica este un loc în care mergi să ți se reamintească de toate lucrurile pe care nu le faci. Bob explică în cartea sa, citind Biblia cu condamnații, cum i-a ajutat să descopere singuri adevărul dragostei necondiționate a lui Isus. În timp, a luat ființă organizația Tierra Nueva, sub pământul nou. În 1994, Bob și Gracie s-au mutat înapoi în Washington. Ca și capelan la închisoarea regională, Bob l-a întâlnit pe Julio. Am încercat să fiu ajutat, dar mereu eram refuzat din cauza trecutului meu și din cauza că eram un membru activ al unei găști. Dar Bob nu m-a desconsiderat niciodată. Tierra Nueva m-a acceptat cu brațele deschise și mi-a spus că Isus mă iubește necondiționat. Dar cochilia lui Julio a fost greu de crăpat din cauza legăturilor cu gașca sa și a dependenței puternice de droguri. Timp de 18 ani s-a tot perindat prin închisori, iar într-un final nu a mai avut la cine să caute ajutor. Se pusese o recompensă pe capul lui și Julio se ascundea. Mă rugam și îi ceream lui Dumnezeu, dacă mă scapi din această situație, mă voi preda ție. Imediat mi-am adus aminte de pastorul Robert și de Tierra Nueva. El s-a urcat imediat într-un autocar și s-a întors în Valea Schegit. L-am botezat la 5 zile după ce a venit aici. Am putut observa transformarea lui într-un extraordinar om al lui Dumnezeu. Cred cu adevărat în importanța perseverenței. Nu mă credeam vrednic de dragostea lui Dumnezeu din cauza tuturor relelor pe care le-am făcut în trecut. De ce ar vrea Dumnezeu să mă folosească? Dar îmi aminteam mereu ce mi-a spus pastorul Robert. Îți amintești de Pavel, cum era un prigonitor al creștinilor și Isus s-a folosit de el ca să ajute oamenii și să-i evangelizeze? Tierra Nueva înlătură orice strat de religie și arată cum a fost slujirea lui Isus cu adevărat, în smerenie și cu dragoste necondiționată. Ei sunt dovada vie a unor Sauli moderni care sunt transformați după chipul lui Hristos. Peste un milion de vapoare au trecut prin canalul Panama de când acesta a devenit disponibil cu un secol în urmă. Peste 14.000 de vase au trecut pe aici anul trecut. Pasajul istoric reprezintă o legătură importantă care permite transportul de produse de peste tot din lume în Statele Unite. Panama a devenit una dintre țările cele mai prospere din America Centrală. Constructorii canalului nu și-au imaginat niciodată că va exista un astfel de trafic. Volumul traficului maritim internațional aproape s-a dublat în ultimul deceniu
domeniu și se așteaptă să crească. Pentru a face față cererii, Panama a extins canalul pentru a face posibilă trecerea unor vapoare moderne mai mari. După 7 ani în care s-au cheltuit 5 miliarde de dolari, proiectul se apropie de final. Proiectul este programat să se încheie până în decembrie 2015. Ilia Marota este vicepreședinta proiectului de extindere al canalului Panama. Veniturile vor crește deoarece vor putea circula nave și mai mari. Plătim pentru capacitatea de transport a vaselor. Acum Nicaragua vrea și ea o parte din acest venit. O concesiune de 50 de ani a fost acordată pentru construirea unui canal care va trece prin această țară, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de construcție din toate timpurile. Lacul Nicaragua este cel mai mare din America Centrală. Are peste 8.000 de metri pătrați. Începând cu anii 1800, a devenit o posibilă locație pentru construirea unui canal între cele două mări. Lucrurile par să ia ființă. O firmă din Hong Kong a securizat drepturile de a construi un canal peste Nicaragua pentru a concura cu cel din Panama. Se pare că traficul maritim internațional poate să-l susțină. Nicaragua este una dintre cele mai sărace țări din America Centrală. Ideea unui canal rival canalului Panama sună bine. Zeci de mii de oameni vor fi nevoiți să-și părăsească locuințele din cauza construcției și acesta este numai începutul controversei. Există o problemă legată de construirea canalului care traversează lacul Nicaragua, și anume insula care se află în mijlocul lacului, un vulcan activ. Acesta este unul dintre motivele pentru care nu au construit de la început canalul aici, la începutul anilor 1900. Protestatarii spun că acest canal va cauza multe pagube în ce privește vegetația și aprovizionarea cu apă. Pe deasupra, canalul Nicaragua va fi cu 160 de kilometri mai lung decât cel din Panama. Asta înseamnă că va fi excavată de 10 ori mai mult pământ. Este un proiect ambițios. Cred că va costa între 60 și 70 de miliarde de dolari, deși s-a spus că sunt suficiente 50 de miliarde. Este evident că proiectul nu se va încheia în 5 ani. Construim ceva mult mai mic și durează 8 ani. Dacă acest canal va fi finalizat, va avea loc o schimbare nu numai pentru această țară săracă din America Centrală, ci și pentru transportul maritim. În ciuda riscurilor, majoritatea locuitorilor din Nicaragua sunt plini de speranță. Tinerii nu au unde să muncească, de aceea există multă violență și infracțiuni, dar mă încred în Domnul că toate acestea se vor sfârși. Cu ajutorul acestui canal, toată lumea va avea o slujbă. Fiecare bănuț primit datorită canalului vine din afară. Țara beneficiază de o injecție de capital. Construcția este în desfășurare în Nicaragua. Odată încheiată, noua rută va reprezenta concurența pentru Panama. Până atunci, firma din Hong Kong are multe de săpat. În jurul anului 60 după Hristos, apostolul Pavel pleca de pe insula Creta înspre Roma. În timpul călătoriei, o furtună puternică a îndepărtat corabia de la cursul ei. În noaptea 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni. Am mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore înspre cârma corabiei și doreau să se facă ziua. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase și au hotărât să împingă corabia într-acolo dacă va fi cu putință. Au tăiat ancorele ca să le sloboadă în mare și au slăbit în același timp funiile cârmelor. Apoi au ridicat ventrila cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mal. În timpul furtunii, corabia a atins o bucată de pământ și a început să se destrame. Cei aproape 300 de oameni care se aflau la bord au notat ca să-și salveze viața. Toți au supraviețuit. După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se chema Malta.
Așa a luat naștere influența creștină în Malta, care durează timp de mai multe secole. Astăzi, Malta este cea mai religioasă țară din Europa. 98% dintre cetățeni sunt catolici. Sfântul Pavel este comemorat pe această insulă, în special în St. Paul's Bay. Turiștii vin să vadă locul unde majoritatea cred că a naufragiat corabia lui Pavel în urmă cu aproape 2000 de ani. Când fost un investigator din Los Angeles, Bob Cornwick, a făcut o vizită în Malta, a descoperit că evenimentele descrise în Biblie nu se potriveau cu priveliștea ce putea fi văzută din St. Paul's Bay. Aceste diferențe au condus la o căutare timp de 10 ani a adevăratului loc unde a naufragiat corabia lui Pavel. Bob a început să studieze Biblia. Dificultatea povestirii s-a învârtit în jurul celor patru ancore. Puteau fi găsite? M-am uitat în Biblie și m-am întrebat dacă aș putea să rezolv cazul ca și cum ar fi o crimă, să iau dovezile scrise în Biblie și să găsesc cele patru ancore despre care vorbește Biblia. Capitolele 27 și 28 din Faptele Apostolilor ne oferă o descriere detaliată. Bob a enumerat patru factori care trebuiau să se potrivească pentru a găsi adevăratul loc. Un golf cu o plajă, un recif unde se întâlnesc două plaje, marea să aibă o adâncime de 27 de metri, un loc pe care pescarii să nu-l fi recunoscut. Cornwick a cerut ajutorul unui grup de oameni care cunosc bine apele din zona Maltei, și anume pescarii maltezi. Mi-am început căutările avându-i alături pe acești pescari, care cunoșteau apele, curenții, topografia oceanului. Mi-au explicat care ar putea fi locurile, bazat pe ceea ce spunea povestea biblică, pentru a descoperi locul adevărat al naufragiului. Mare parte din insula Malta este înconjurată de stânci. Astfel, Bob a restrâns numărul posibilităților la câteva golfuri cu plaje. Pentru a-și da seama care variantă era mai plauzibilă, Cornwick l-a căutat pe Dr. Graham Hutt, expert în furtunile ce au loc pe Marea Mediterană. Am studiat aceste furtuni în ultimii 30 de ani. Studiul a dus la realizarea unei cărți despre Africa de Nord și Malta, în care vorbesc despre toate aceste probleme ce țin de vreme. Expertiza doctorului Hutt a contribuit la descrierea făcută în Faptele Apostolilor. Aceștia se temeau să nu cadă spre Sirta și au încercat cât de mult au putut să meargă înspre nord, dar de fapt se îndreptau spre nord-vest. Singurul golf din acea zonă care se potrivește cu calculele făcute de Bob este golful St. Thomas. După părerea mea, din locul în care se aflau, St. Thomas este cel mai potrivit loc. Ne aflăm la St. Thomas, în partea de sud-est a insulei Malta. Teoria spune că acesta este golful despre care s-a scris în Faptele Apostolilor 27 și 28. Relatarea biblică spune că pescarii nu au recunoscut insula și nu au știut unde se află. Localnicii le-au spus că aceasta este Malta, fapt ce vine în ajutorul teoriei că acesta este locul unde au naufragiat. Dacă corăbierii ar fi ajuns în partea de nord a insulei, acolo ar fi fost multe porturi cunoscute de ei. Într-o zi, Bob a făcut o descoperire extraordinară cu ajutorul unui scafandru în vârstă care are o poveste incredibilă. L-am cunoscut pe Ray Chanchio. Acesta mi-a spus că la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, au scos de pe fundul oceanului patru ancore, la o adâncime de aproximativ 27 de metri. Locul, lângă St. Thomas, în apropierea unui banc de nisip care se numește Munxar. Ancorele au fost donate Muzeului Național Maritim. Un analist a confirmat că acestea datează din perioada Imperiului Roman. Scafandrii nu știau pe atunci ce descoperiseră. Am găsit ancorele la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, nu mi-amintesc anul. Nu a fost ceva important. Pentru noi erau niște simple ancore. Ray a fost de acord să ne arate zona în care au găsit ancorele. Ne îndreptăm înspre reciful Munxar. O să ne scufundăm ca să găsim locul de unde au fost scoase ancorele. M-am uitat atent la locul unde au fost găsite ancorele și se potriveau cu descrierea biblică. Era un golf cu o plajă, era un loc unde două mări se întâlneau.
Astăzi, atmosfera pe fundul mării este din nou una liniștită, fără să ofere vreun indiciu cu privire la secretele ce se ascund în spatele valurilor. Nu putem ști sigur dacă acesta este locul naufragiului, dar mulți maltezi sunt intrigați de teorie. Joe Navarro este și el unul dintre scafandrii care au ajutat la scoaterea ancorelor. Cred că este mai plauzibil faptul că naufragiul a avut loc în zona recifului Munciar și nu pe stânca Sfântului Pavel. Nimeni nu a pus sub semnul întrebării lucrul acesta până acum. M-am uitat în jos la această ancoră și am îngenunchiat. Am atins acel obiect rece, gândindu-mă că aș putea atinge ceva istoric, care în urmă cu 2000 de ani aparținea mării. Acest obiect poate fi unul dintre cele menționate în Biblie. Astăzi, ancorele se află într-un colț al Muzeului Maritim din Malta. Majoritatea vizitatorilor trec pe lângă ele fără să cunoască istoria care se află în spatele lor. Se numește Caută și Descoperă și este o aplicație de ultimă oră ce le prezintă copiilor arheologia prin jocuri unice despre comorile vechi ale Israelului. Aplicația aduce Biblia la viață pentru copii prin arheologie, având incluse și manuscrisele de la Marea Moartă. Acesta este laboratorul de restaurare-conservare de la Autoritatea Israeliană a Antichităților. Acesta este un manuscris original vechi de 2000 de ani din Cartea Genesa. În el scrie Geneza 1:1. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Acesta este primul puzzle pe care copiii trebuie să îl rezolve. Copiii rezolvă un puzzle compus din fragmente vechi de 2000 de ani, unele din Biblie, iar altele dogmatice, care s-au găsit în 1940 în peșterile de la Qumran. Orit Rosengarten, de la Autoritatea Israeliană a Antichităților, a contribuit la realizarea aplicației. Încercăm să le explicăm copiilor acest subiect, deoarece credem că este una dintre cele mai importante descoperiri ale secolului 20. Aplicația transformă iPhone-ul sau iPad-ul într-o unealtă arheologică, permițându-le utilizatorilor să simtă emoția descoperirii misterelor din trecut. Se adresează celor interesați de arheologie, de Biblie, de istoria creștinilor, a evreilor. Două săpături se bazează pe descoperiri actuale, inclusiv manuscrisele de la Marea Moartă găsite în Qumran. Manuscrisele au fost găsite pe fragmente, iar oamenii de știință au lucrat ani întregi pentru a reuși să le îmbine și să citească ce scria pe ele. Aplicația imită tehnologia actuală, cum ar fi imagistica spectrală, care luminează scrisul pentru a se putea citi mai ușor. Datorită acestui procedeu, manuscrisele de la Marea Moartă pot fi studiate online. După rezolvarea puzzle-ului, se scanează imaginea, iar conținutul poate fi citit mult mai ușor. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Cine descarcă aplicația primește o cutie de colectare în care se strâng toate etapele finalizate. Într-o lume care se îndreaptă cu viteză spre era tehnologiei avansate, este arheologia încă importantă? Rosengarten spune că este. Reprezintă istoria noastră, este moștenirea noastră. Dacă nu învățăm din ceea ce avem, cum putem progresa? Încă de la începuturile sale, Alpha Omega TV a avut o preocupare specială față de promovarea alternativei creaționiste atât în școlile din România cât și în societatea civilă românească. La începutul anilor 2000, eforturile organizației s-au concentrat pe traducerea de filme și documentare ce susțineau abordarea creaționistă, iar începând cu 2005, acest lucru s-a concretizat prin organizarea unor conferințe tematice la care participau oameni de știință și cadre didactice. Aproape anual am avut acest șir de conferințe sub genericul Verbitul Științei Creație. Le-am difuzat pe diverse canale de televiziune, mai târziu și pe canalul Alpha Omega TV. Însă a avut ca scop, așa după cum spune și numele, acela de a dărâma un mit, faptul că știința nu este compatibilă cu creaționismul. În mentalul nostru, când spui științific, înseamnă ceva legat de evoluționism, de Darwin, iar când spui creaționism,
lucrul acesta are o conotație mistică și chiar prin titlul acestui șir de conferințe am vrut să spunem, da, știința dovedește prin tot ceea ce face, prin tot ceea ce descoperă și ne expune faptul că Dumnezeu a creat lumea în întreaga complexitate, cosmos, univers, corp uman, pământ și tot ceea ce este pe pământ. În paralel, tot în urmă cu 10 ani, am început și producția unei serii de emisiuni cu același titlu, Perditul Științei Creație. Cred că am produs pe parcursul anilor aproape 80 de emisiuni de jumătate de oră, având interlocutori totul special din zona creaționismului. Aceste emisiuni le-am difuzat și le difuzăm în continuare pe canalul Alpha Omega TV. Sunt difuzate de diverse stații comerciale din România și chiar de câteva stații internaționale în Anglia și în Statele Unite ale Americii. Este poate seria cu cel mai mare impact, este realizată aproape în întregime în engleză, cu câteva excepții. Even evolutionists had to come to the conclusion that there should be someone somewhere who was the first. So folks rather believe God who was there than evolutionists who were just nowhere. In believing that the story, the biblical account of Adam is true. Îmi aduc aminte, în urmă cu 10 ani am organizat prima conferință bazată pe câteva expuneri unor invitați din străinătate și conferința care s-a încheiat cu o masă rotundă au fost dascăl, profesori implicați aici în România în sistemul educațional, în special din mediul evanghelic. Tot în acea perioadă s-a sesizat nevoia care exista în școlile din România de a avea resurse care să promoveze creaționismul ca anexă curriculară, ca alternativă la interpretarea evoluționistă. Clasa a noua are și elemente de genetică. Insist foarte mult la genetică pe stabilitatea speciilor. Odată create, au rămas definitiv și sunt și astăzi. Clasa a 10-a, elemente de fiziologie, funcționarea organelor, acum nu numai la om, ci la toată creația. Și în această idee, noi chiar am produs o serie de vreo 30 de emisiuni sub genericul de tip teleșcoală, emisiuni sub genericul Ora de Biologie. A fost alături de noi o inimoasă realizatoare care a fost sufletul acestei serii, sora Maria Popa, care chiar dacă la anii de pensie a avut pe inimă să se implice atât în realizarea acestor emisiuni, cât și în tipărirea, publicarea unor manuale alternative pentru clasele de liceu. Deci a fost o lucrare grozavă, pentru că eram după un insucces. Sigur că pentru mine erau și emoții. Nu eram numai în fața elevilor, ci eram și în fața televiziunii. Eu nu mai participasem la asemenea înregistrări în viața mea și erau lucruri noi. Deci eu la un moment dat uitam că se filmează și eram naturală. Dacă n-ar fi exactitate, atunci foarte bine dintr-o celulă ar putea rezulta o celulă musculară, în același timp celulele ar fi un haos. Nici nu vreau să mă gândesc la acest haos, ci vreau să-L aud pe Dumnezeu pentru isprăvnicia acestei ordini, a cărui suveran este. Totodată, prin intermediul librăriei Alpha Omega TV, sunt prezentate o serie de resurse științifice creaționiste, cărți, broșuri și documentare. În ultimii ani, această preocupare a organizației de media Alpha Omega a culminat cu organizarea unor campanii multimedia derulate anual, tot sub genericul Verdictul Științei Creație. Prin intermediul acestora, românii au șansa să-L recunoască pe Dumnezeu ca fiind creatorul Universului. În aceste săptămâni, de luni până duminică, în fiecare zi, difuzăm programe de creaționism preluate, traduse din întreaga lume, de la diversi producători care promovează astfel de resurse. Sunt și emisiuni ale noastre, dezbatere ale noastre pe care le promovăm. A creat Dumnezeu lumea? A păcătuit știința? A evoluat Universul?
Află adevărul despre evoluționism și misterele istoriei. Descoperă dovezi științifice care atestă actul creației. Avem 3 mari scopuri cu această campanie. Încercăm să ajutăm în primul rând pe credincioși, pe cei care sunt creștini, să-și înțeleagă mai bine Dumnezeul, să înțeleagă faptul că există 2 surse majore de informație despre Dumnezeu. Una este revelația directă prin Scriptură, cealaltă este revelația din realitatea din jurul nostru, din univers. Este un pasaj în Roman care spune foarte clar că atributele lui Dumnezeu sunt arătate foarte clar în universul din jurul nostru. Acesta este o sursă de informații despre Dumnezeu pe care încercăm să o prezentăm credincioșilor pentru ca ei să-L cunoască mai bine despre Dumnezeu, să-și dea seama cât de mare este, cât de complexe sunt lucrurile care au fost, pe care El a creat. Un al doilea lucru care încercăm să-L realizăm tot pentru cei care cred este să-și înțeleagă mai bine credința, să-și o justifice mai bine științific, pentru că dacă Dumnezeu este creator și este rațional, El nu vine în contradicție cu știința, pentru că știința este încercarea omului de a înțelege realitatea. Dacă Dumnezeu a creat realitatea, este foarte normal să nu existe contradicții între Dumnezeu și realitatea pe care a creat-o. De aceea, un al doilea obiectiv este ca creștinii să înțeleagă mai bine știința și să poată să o explice mai bine lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat pentru cei din afară. Al treilea mare scop este să încercăm să stârnim curiozitatea pentru cei care nu cred. Sunt atei sau necredincioși sau credincioși nepracticanți pe care încercăm să-i provocăm să înțeleagă și să vadă însușirile lui Dumnezeu din universul și din realitățile pe care El le-a creat în jur și sperăm ca prin aceste mici înțelegeri, prin aceste mici frânturi de informații despre Dumnezeu extrase din creație, El să se apropie Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu ca și salvator personal. În noiembrie 2015, alături de campania multimedia anuală de creaționism, a fost lansat și un număr special al revistei Alpha Omega TV Magazine sub titlul Știința și Credința. Acest număr își propune să arate că între cele două nu există un conflict, ci știința confirmă existența lui Dumnezeu. Am avut privilegiu să contribui cu un articol la revista televiziune Alpha și Omega despre știință și credința creștină. M-am bucurat foarte mult pentru că toată viața m-a preocupat relația dintre știință și credință și toată viața am văzut cum cele două nu se ciocnesc, ci dimpotrivă se completează. Totdeauna știința m-a ajutat în a înțelege mai bine pe Dumnezeu. După decenii de educație ateistă sub comunism și după 25 de ani în capitalismul supraviețuirii celor mai puternici, Alpha Omega TV își propune să fie în continuare o voce creștină ce susține existența lui Dumnezeu Creatorul. Într-o Românie care este presată oarecum de dimensiunea seculară, care se integrează într-o Europa tot mai materialistă, cred că trebuie să fie și o voce care să spună, da, Dumnezeu a creat lumea.